Scinderi de amploare și în Prahova, 21 de percheziții au făcut procurorii de ICOT în această dimineață. 40 de oameni au fost duși la audieri. Toți sunt suspectați de proxenetism și spălare de bani. Ela Caramălău știe mai multe. Ela, te ascultăm. Bună ziua, ofițerii de ICOT au încercat să destructureze un grup infracțional format din 25 de persoane care se ocupau cu proxenetism, trafic de minori și spălare de bani. 18 femei, printre care și 3 minori, ar fi fost forțate să se prostitueze. Rețeaua ar fi fost condusă de o persoană cunoscută din lumea interlopă din Ploiești, orașul în care de altfel s-au executat și cele mai multe percheziții. Din 2009 și până acum, anchetatorii estimează că gruparea ar fi câștigat minim 150.000 de euro, bani pe care proxeneții ar fi încercat să investească. Oamenii legii au pus sechestru pe 2 case și 5 autoturisme de lux. Oana? Mulțumesc pentru informația la...